Onis, stimate domnule prim-ministru desemnat Marcel Ciolacu, stimați invitați, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să încep și eu cu mulțumirile sincere pentru această etapă care se încheie astăzi și a fost o perioadă destul de dificilă. Cu o mână stingeam incendiile și cu cealaltă mână încercam să construim ceva pentru această țară. Vreau să-i mulțumesc domnului Ciolacu, domnului Ciucă, dar trebuie să-i mulțumesc și pentru primul an de guvernare, pentru colegii cu care am fost la guvernare, pentru Florin Câțu și Dan Barna. Mulțumim! Acum câteva zile încă credeam că în România în sfârșit vom putea vorbi cu zâmbetul pe buze despre respectarea cuvântului dat, despre angajamentele politice onorate, că vom putea vorbi de verticalitate și de onoare. Și sunt convins că doar prin aceste valori esențiale putem începe restabilirea încrederii pierdute între societate și cei care conduc statul român. Da, acest mesaj ar fi fost necesar într-un moment dificil, într-o perioadă cu provocări multiple. N-a fost să fie. Încă o șansă uriașă ratată. Execuția cu premeditare a unui partener credibil, echilibrat și responsabil a fost pusă în practică extrem de zgomotos și prost. Da, nu neg, suntem supărați. Suntem supărați când vedem cum aceste valori despre care vorbeam sunt aruncate în noroi. Cum să nu fim supărați când vedem că profesionalismul, seriozitatea, predictibilitatea, transparența decizională, munca făcută cu responsabilitate, nu contează deloc. Prin umilirea celuilalt, prin lipsa de demnitate, prin nerespectarea cuvântului dat, nu se poate construi absolut nimic. Sigur, supărarea va trece, dar rămâne un gust amar și o lipsă de încredere. Domnule prim-ministru desemnat Marcel Ciolacu, despre programul de guvernare pot să fac doar o singură remarcă. Nici nu ați depus jurământul și deja mai multe deziderate din programul de guvernare sunt îndeplinite. Felicitări! Sunteți cel mai de succes guvern din istoria României. Așa se întâmplă când lucrezi programul de guvernare cu copy-paste și nici nu citești ce ai preluat. Despre lista cabinetului... Despre lista cabinetului, ce să vă zic? Am doar o singură rugăminte. Dacă cineva din viitorii membri ai guvernului are o legătură mai specială cu contele Bruckenthal, să-i trimită și salutul nostru. Stimați colegi liberali, după ce ați reușit să puneți mâna și pe dezvoltare și pe mediu, vă văd extrem de mulțumiți și relaxați. Vă și înțeleg. Ați muncit enorm și cu multe sacrificii pentru acest lucru. După acest rezultat fulminant, vă lăsăm în grija PSD-ului. Domnule prim-ministru desemnat Marcel Ciolacu, aveți grijă de Partidul Național Liberal. Sunteți un magician politic extrem de talentat. Aveți grijă să nu se trezească. Este adevărat că n-a trecut încă pericolul de a te culca sănătos și de a trezi mort. Domnule prim-ministru desemnat, bănuiți și noastră, știu și eu că dacă se vor trezi, vă vor lăsa singuri. Eu mai am încredere în noastră, domnule prim-ministru desemnat, fiindcă știu că n-ați vrut să vindeți Ardealul. Știam acest lucru când alții v-au acuzat absolut gratuit. Și tot de la dumneavoastră am înțeles în aceste zile explicația pentru acea acuzație de acum 3 ani. Când v-am întrebat acum câteva zile de ce ar trebui să renunțăm la ambele ministere unde am avut miniștri buni și vreau să le mulțumesc lor pentru cei 2 ani și jumătate, mi-ați dat un argument care m-a lăsat perplex. Răspunsul era în felul următor, că așa e în politică. Da. În sfârșit, stimați colegi, doamnelor și domnilor, nu putem vota acest guvern. Nu putem vota nici împotriva acestui guvern, pentru că nu suntem ipocriți. În executiv sunt oameni cu care am colaborat ani de zile și relațiile interpersonale nu dispar nici din cauza lăcomiei unora,
nici din cauza erorilor strategice ale altora. Parlamentarii Uniunii Democrate Maghiare din România vor spune prezent, dar nu votez. Vă mulțumesc pentru atenție. Grupul parlamentar al minorităților, domnul deputat Pambuccian. Doamnelor și domnilor, Kelemen Hunor, liderul formațiunii împinse pe scări din coaliția de guvernare, un discurs foarte acid, cu foarte multe ironii la adresa foștilor colegi și îi transmitea așa foarte clar lui Marcel Ciolacu: sunteți un magician politic foarte experimentat, aveți grijă de PNL, aveți grijă să nu se trezească, pentru că dacă se vor trezi, vă vor lăsa singuri. Scurtă pauză.